având o memorie foarte bună, ceva, un dar de la Dumnezeu, aproape incredibil, vizuală, altfel de mai nou. Într-adevăr, lucrez foarte mult de memorie și, bineînțeles, o să se spună, păi da, dar ai și magazinat destul. E sigur că da, dar există o posibilitate de a crea lucruri coerente din diferite fragmente, dintr-un imaginar sau din lucruri înregistrate, care e un avantaj când... Figură umană n-ați prea făcut, cu excepția autoportretelor... Aici, în expoziție. Păi n-am făcut nici foarte mult, nici nu. Există foarte multe, în anii 60, când am lucrat mult studiu, după nud, care se face la școală sau înainte de școală chiar, și după aceea a apărut cu totul sporadic în prapori, dacă țineți minte, există și în sălile celelalte. Ce înseamnă a apărut? De unde a apărut? Păi a apărut, cum a apărut elementul de peisaj, nu? Deci praporul a fost o... Parcă e venit de undeva din afară, tip, că spun. De-aia spun, pentru că a fost o structură extrem de seacă, de uscată, praporul, un pătrat cu bisectoare și cu... Așa și dealul era o structură seacă. Și el, probabil de aceea le-am preferat. Numai pentru că era o provocare față de mine, dar pentru că permiteau o umplere succesivă cu toate elementele pe care le doreai, pentru că până ele însele nu puteau trăi asemenea compoziții banale, să spunem. Da, repetați deci motivul până la istovire, așa și coloana, nu? Da, și nici coloana nu e un lucru... Marea găselniță, în ghilimele, a serii noi, este că din element central, cum era aici, nu, din element principal, pardon, nu central, ea devine doar un element central, un ax, dar unul din elementele compoziției. Această mică schimbare a creat o adevărată revoluție în atacul acestei teme. Dumneavoastră... Și deci a apărut nudul la un moment dat, pentru că nudul la un moment dat am zis că este... Și ăsta un element care ar putea îmbogăți structura asta atât de banal, simetric a praporului. Și mai ales când a apărut nudul într-un spațiu monahal, prin asta cred că a derutat. Aici, paralela între coloana și nud este atât de banală că nici nu îmi permit să mai fac. Picăm în renumitul chici. Da. Cariatide, bineînțeles, sigur, coloană, suport verticală, știu ce. Sunt artiști care au un simț critic foarte pronunțat și de obicei când își văd opera și pusă pe pereți, aproape că o renegă în întregime. Faceți parte din categoria cealaltă, care mai rămâneți o vreme îndrăgostit de ea? Îndrăgostit. Când ai senzația că în sfârșit ai realizat niște lucruri mai acătării, sigur că... Nu știu dacă toți artiștii sunt în orice caz îndrăgostiți de ultima lor lucrare, dar la mine se întâmplă să fiu foarte convins că aia este cea mai bună. S-au spus multe despre Bernea, dar nu s-a spus tot și întotdeauna remarci prețioase îi vor consolida portretul. Ce prejudecăți avea Bernea? Dan Hăulică vorbește la timpul prezent, pentru că i-am solicitat interviul în octombrie 2000. Iar Bernea a murit în decembrie. Horia Bernea n-are nicio prejudecată. Revizuiește genurile codificate de tradiția secolului XIX. Natura moartă, de pildă, peisajul, pentru a fi el însuși și în același timp pentru a impune un radicalism al gândirii fără precedent în pictura noastră. N-are prejudecăți nici ceea ce privește aria referințelor culturale. Am comparat altădată unii din acești prapori de o extraordinară transparență și de o bogăție a fibrei cromatice și a tușii, care sunt exemplare. Am comparat astfel de prapori cu marele, cu nedepășitele izbrânzi ale geniului Tizian, de pildă. Iată o imagine de la Băratec, care se regăsește într-un întreg ciclu de coloane. Această apariție hieratică de straniu, în care un fel de
tonuri fantomale înfășoară verticalitatea coloanei, ne explică puterea pictorului de a depăși constatul material. Este, îndrăznesc să spun, pornit de la o realitate umilă, de la acest vernacular al ambianței arhitectonice adevărate, este o izbândă care ne poate duce spre marile expresii ale chemărilor mistice, spre El Greco, spre această străluminare interioară. Uitați-vă la lumina pe care o aduce dintr-o tainică, dintr-o stranie dimensiune interioară, această verticală. Horia Berna este unul din talentele de dimensiune într-adevăr europeană. El trebuie judecat într-o asemenea lărgime contextuală. El absorbe bogății ale tradiției noastre, pornind de la acestea ale tradiției populare, jocul între repetitiv de pildă și între inflexiunile care modulează și individualizează obiectul în arta populară, dar care în același timp găsește rezonanțe firești într-o expresivitate cu mult mai vastă.